Este obligația noastră, sacră, a administrației publice locale de a duce și a transmite mai departe tinerilor noștri moștenirea poporului român, folclorul românesc. Aceasta încercăm noi să realizăm aici la Cumpăna, când ne aflăm la cea de-a 13-a ediție, când ne aflăm în, având ca și concurenți 61 de interpreți din 17 județe ale României, cele mai frumoase zone etnofolclorice ale țării noastre. Un juriu de prestigiu alcătuit din profesioniști care doar câteva nume trebuie să rostesc. Elize Stan, Grigore Leșe, Maria Marin Tănase, Doina Ișvanoni. Deci spunem, cei care sunt profesioniști în a aprecia cântecul popular românesc, dar în a aprecia în același timp costumul popular românesc. Cu alte cuvinte, acasă se află la Cumpăna folclorul românesc. 13-a ediție, e uluitor, ați reușit să o duceți. Da, și ceea ce este mulțumitor pentru noi, organizatorii, Primăria și Consiliul Local Cumpăna, este că acest festival crește în calitate. Are importanță plus valoarea pe care o aduc tinerii comunei noastre cu a comunelor României, pentru că aici este vorba în majoritate, 90% de reprezentanți din mediul rural, veșnicia s-a născut la sat, este și motoul Asociației Comunelor din România și că promovăm în același timp localitățile noastre. Iată, folclorul este nu numai pentru cultură, ci și pentru biserică, un patrimoniu inestimabil. Iată, cultura derivă de la cult. În biserica noastră, cultul a însemnat ceva atât de frumos și care merge spre înălțimi. Să-i dea nicio curiță, că e zi de